Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Taurul va fi plin de forță toată luna, dar aceste forțe trebuie orientate în direcția corectă. Va exista prea mult aventurism în tine, ceea ce poate duce la greșeli enervante. Vei depune mult efort pentru a face bani. Încearcă să aloci corect timpul și să nu te lași distrasă de hobby-uri. Folosește-ți energia în mod constructiv și caută să cultivi disciplina în tine. Un tandem puternic formată de Marte, stabilit în constelația Taurului și susținută de Uranus, îți va oferi un potențial energetic ridicat și o creștere a ambiției înăscute. Și în acest sens, începutul celei de-a doua luni de vară poate trece peste un val foarte productiv, de succes. Dar mijlocul lunii iulie poate fi marcată de un fel de instabilitate, când planurile și faptele prioritare te vor bloca. În același timp, procesele de comunicare, dimpotrivă, pot fi foarte eficiente. La sfârșitul lunii, influența energiilor destructive va crește, care la rândul lor, ar putea să nu afecteze comportamentul tău în modul cel mai favorabil. Ar trebui să te pregătești mental pentru o serie de dificultăți grave. În plus, în iulie, disarmonia poate depăși sfera familiei sau a relațiilor romantice. Dragoste, în căutarea materialului, s-ar putea să pierzi ceva spiritual. Relațiile de familie, din păcate, vor dispărea în fundal. Casa ta poate fi adesea vizitată de conflicte, mai ales pe baza creșterii copiilor și a distribuirii banilor. Trebuie să ai răbdare cu dorințele tale. În primele două decade ale lunii iulie, înțelegerea reciprocă va fi dificilă pentru soți. Problema se va rezolva ușor dacă îi acorzi mai multă timp celui drag. La sfârșitul lunii, atmosfera armonioasă din casă se stabilizează. Taurul singuratic poate conta pe o poveste de dragoste trecătoare. O afacere de serviciu, care nu va dura mult, nu este exclusă. Dacă vrei o relație serioasă, acum nu este momentul să te familiarizezi cu sexul opus. Mai multe cunoștințe promițătoare te așteaptă la sfârșitul lunii iulie. Încearcă să mergi mai des la evenimentele sociale. Sănătatea. Iulie va fi o lună relaxantă pentru tine, când poți minimiza activitatea fizică și te poți relaxa. O adevărată relaxare pentru corp vei avea cu o odihnă pasivă întinsă pe plajă sub soare. Atenție la razele ultraviolete, nu uita să aplici întotdeauna protecție pe piele. La mijlocul lunii iulie, riscul de accidentare va crește. De asemenea, ai grijă în apă. În iulie, stresul este principala amenințare pentru corpul tău. Trebuie să eviți orice efort excesiv, certuri și necazuri. Chiar și eșecurile minore pot provoca probleme de sănătate, precum și exacerbarea bolilor cronice. Încearcă să bei mai multe lichide. În a doua jumătate a lunii iulie, orice proceduri care vizează dezvoltarea calității externe a organismului vor fi eficiente. Banii. Taurii trebuie să învețe cum să-și demonstreze cele mai bune calități și să fie sociabili. Știi perfect de ce ești capabilă și că ai calități bune de lider. Abilitățile organizatorice te vor ajuta să atingi înălțimile dorite. Acum este mai bine să nu fii leneșă la muncă. Șefii se pot baza pe tine ca un lider demn și îți pot oferi o călătorie de afaceri profitabilă, care îți va afecta foarte mult viitorul. În prima jumătate a lunii, s-ar putea să te simți mai ocupată decât de obicei. Multe probleme vor fi cauzate de fricile tale, dar vor fi rezolvate rapid. Nu te sfii de dificultăți. Astrele promit că vei finaliza orice afacere cu succes. În ultima decadă a lunii iulie, probabil te așteaptă o călătorie. Fii pregătită pentru faptul că va trebui să schimbi obiectul la care lucrezi. O schimbare a locului îți va permite să privești activitățile dintr-o perspectivă diferită și îți va afecta cu succes calitatea muncii. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!